Mulți ieșeni spun că le va fi foarte greu să își plătească facturile la căldură, așa că vor recurge la cea mai simplă și ieftină metodă. Vor închide caloriferile din locuințe și se vor muta într-o singură cameră pentru a mai face economie. Între timp, stocul de cărbune a fost suplimentat. Există deja 250.000 de tone de cărbune. Prețul pe gigacalorie plătit de populație va rămâne la fel ca în anii trecuți. 256 de lei. Primarul Iașului dă asigurări că și în acest an familiile cu venituri mici vor primi sprijin financiar pentru a trece cu bine de lunile de iarnă. Anul trecut, 2500 de familii au primit subvenții pentru căldură. În Iași sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire mai puțin de 25.000 de apartamente.